Păi să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în Vechiul Testament, în cartea lui Mica, la capitolul 5, și vom citi de la versetul 1 până la versetul 5, prima parte a versetului 5 sau prima propoziție din versetul 5. Da? Deci Mica, capitolul 5, de la versetul 1 până în versetul 5, prima parte a acestui verset. Dacă ați găsit, vă invit să ne ridicăm pe picioare în cinstea cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa aici. Acum strângeți rândurile în cetate, ceata Sionului, că suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui opârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicii. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște ceea ce are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmâi cu puterea Domnului și cu mărăția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți că cel va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Citind aceste versete, citind acest text, găsim aici niște promisiuni minunate, promisiuni pe care Dumnezeu le face cu câteva sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Profetul acesta al Vechiului Testament, Mica, este cunoscut ca și profetul mâniei. Profetul care vestește judecata lui Dumnezeu, dar în același timp el este și profetul promisiunii divine. Pentru că el vestește și promisiunile date de Dumnezeu. După Isaia, cred că el are cele mai multe profeții despre Domnul Iisus Hristos, despre prima venire a Domnului Iisus Hristos, despre despre împărăția veșnică a Domnului Iisus Hristos. Da? Așa că profetul acesta, da, începe, dacă nu uităm cartea sa, cu amenințări, cu judecata lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o profețea că va veni, dar Dumnezeu nu lasă poporul său doar așa, ci le aduce la cunoștință și niște promisiuni. Așa că Mica prezintă profeția în ceea ce privește judecata, dar prezintă și promisiunile lui Dumnezeu. Avem nevoie de promisiuni, așa? Și aici Mica trece de la amenințare la promisiune. Chiar în mijlocul necazului, în mijlocul judecății, Dumnezeu prezintă promisiuni extraordinare poporului său. Și avem aici trei promisiuni în versetele pe care le-am citit. Prima promisiune este despre un loc. Despre locul nașterii Domnului Iisus Hristos. Despre locul întrupării lui Mesia. Despre locul acesta care este numit Betleem. Mica a anunțat că Israelul va fi umilit de puterile străine și chiar judecătorii lui vor suporta insulte, după cum am văzut în versetul 1. Da? Dar în timpul viitor pe care îl prezintă Mica, al umilinței sub puterile străine, Dumnezeu ridică un conducător dintr-un loc umil, din Betleem. Iar noi știm că este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Betleemul era bine cunoscut ca orașul natal al lui David, da? Iar David a fost cel mai bun și cel mai mare împărat al lui Israel, dar Betleemul, locul acesta care era numit cetatea lui David, niciodată n-a fost un oraș mare sau influent. A fost cu adevărat mic, cum spune aici, între cetățile de căpetenie ale lui, dar nici măcar nu era numărat printre cetățile de importanță ale tribului lui Iuda. Dar cu toate acestea, Dumnezeu
l-a ales ca locul de naștere al lui Mesia, conducătorul lui Israel. Ca locul de naștere al întrupării lui Dumnezeu. Acest pasaj din Mica, capitolul 5, a fost citat și de preoții cei mai de seamă și de învățătorii legii când Irod a întrebat despre nașterea lui Mesia. Și atunci când magii au venit la Ierusalim să întrebe despre împăratul de curând al născut iudeilor, despre împăratul de curând născut al iudeilor, a chemat Irod și pe preoții cei mai de seamă și pe învățătorii legii și i-a întrebat ca să-i arate din Sfintele Scripturi despre locul unde se va naște Mesia. Și găsim despre lucrul acesta în Matei capitolul 2, versetul 5 și 6. Ce au răspuns ei lui Irod? În Betleemul din Iudeea au răspuns ei. Căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Și ce au făcut preoții aceștia? Când Irod i-a întrebat, au deschis la Mica. Au deschis la Mica capitolul 5 și au citit aceste versete pe care noi mai devreme le-am citit. Și spune despre promisiunea acestui loc, că Mesia se va naște la Betleem. Betleem înseamnă casa pâinii. Iar dacă facem această asociere cu Domnul Iisus, Domnul Iisus este pâinea vieții. La Betleem, în casa pâinii, Dumnezeu ne dă pâinea vieții. Spune în Ioan capitolul 6, versetul 35, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Deci Ioan capitolul 6, versetul 35, spune așa. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată și cine crede în mine nu va seta niciodată. Este asta o coincidență? La Dumnezeu nu se întâmplă coincidență, da? Dumnezeu știe, Dumnezeu a plănuit, da? Și Betleemul, care este numit casa pâinii, devine locul unde se întrupează pâinea vieții. Locul unde se naște Domnul Iisus Hristos, care este pâinea vieții. La Betleem, sau pe drumul care duce la Betleem, a murit Rahela, soția lui Iacob și este îngropată acolo, da? Cunoaștem întâmplarea aceasta din Geneza, da? Când Iacob era în călătorie și erau aproape de Betleem, Rahela moare și este îngropată acolo. Și pentru ceva timp, locul acesta este numit, este cunoscut, poate ca un loc al morții. Dar Dumnezeu schimbă locul acela al morții ca să fie un loc al vieții, unde se întrupează Domnul vieții, Domnul Iisus Hristos, care poate să dea viața și care este Domnul vieții. Acolo la Betleem, Rut și Naomi sunt răscumpărate de Boaz și cunoaștem întâmplarea aceasta din cartea lui Rut, care are loc în timpul judecătorilor, când a fost o foamete în Israel. Și în Betleem, și ei Elimelec, împreună cu soția sa Naomi, pleacă din Betleem, din casa pâinii, și se duc să locuiască în Moab pentru o vreme, pentru că în Betleem, în Israel, în casa pâinii, era foamete. Ce interesant este lucrul acesta. În casa pâinii să fie foamete, să fie lipsă de pâine. Dar Dumnezeu modelează lucrurile în așa fel că cunoaște tot ce se întâmplă acolo în Moab și în cele din urmă Naomi se întoarce înapoi cu nora sa, cu Rut, și ele sunt răscumpărate de Boaz. Da? Avem acolo o poveste extraordinară despre răscumpărare, despre harul lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, despre răscumpărare. Dar tot acolo, la Betleem, avem o și mai frumoasă poveste despre răscumpărare. Pentru că acolo este locul pe care Dumnezeu l-a ales să înceapă răscumpărarea lumii. Extraordinar. Este la voia întâmplării că această întâmplare extraordinară a răscumpărării lui Rut și a lui Naomi are loc la Betleem. Este aceasta o coincidență? Este o întâmplare? Nu. Nu este nicio coincidență. Ci Dumnezeu a știut de ce a ales acel loc. Da? Pentru că mai târziu locul acela unde
Rut și Naomi au fost răscumpărate, devine locul unde Dumnezeu începe să răscumpere omenirea. Este locul unde se întrupează Domnul vieții. Este locul unde răsare speranța. Este locul unde Dumnezeu își arată dragostea față de omenire. Betleemul era cetatea lui David. Dar acum este mult mai cunoscut Betleemul decât era atunci, pentru că este locul nașterii Domnului Iisus Hristos, care este împăratul împăraților. Da, David a fost un mare împărat, da? Dar Domnul Iisus este împăratul împăraților. Și genealogic vorbind, Domnul Iisus face parte din seminția lui David, care este moștenitorul legal la tronul lui Israel. În Mica, aici, în textul pe care l-am citit din capitolul 5, avem promisiunea unui loc. A unui loc în care se va naște Mesia. A unui loc în care Dumnezeu începe planul de răscumpărare al omenirii. Dar tot aici, în textul acesta, avem promisiunea despre o persoană. Ce semnificație ar fi avut locul fără Domnul Iisus Hristos? Ce semnificație ar fi avut locul acesta fără persoana Domnului Iisus Hristos? Da? Așa că Dumnezeu face o promisiune despre un loc, dar face și o promisiune despre o persoană. Iar această persoană despre care este vorba aici este Domnul Iisus Hristos, Mesia, Dumnezeu întrupat. Această promisiune glorioasă a fost împlinită în Domnul Iisus Hristos. Iar vocea profetică a lui Mica a declarat că Domnul Iisus a venit din Betleem. El nu a început acolo, da? El este din veșnicie, dar el se naște acolo ca și om, în Betleem. Biblia ne spune că Domnul Iisus este Alfa și Omega. El este începutul și sfârșitul. Aceasta înseamnă că de la început Domnul Iisus a fost acolo. Nu a existat niciodată un timp în istorie în care Domnul Iisus nu există, pentru că El este din veșnicie. Am văzut aici, în a doua parte a versetului 2, totuși din tine va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicie. Înainte ca Domnul Iisus să se nască în Betleem, El a existat dintotdeauna ca a doua persoană a Trinității. Aceste pasaje ne spun că... Haideți totuși să uităm la câteva afirmații pe care le face Domnul Iisus despre dumnezeirea sa. În Ioan capitolul 17, versetul 5. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Deci, este clar că Domnul Iisus este din veșnicie, da? Ci doar acolo la Betleem, El s-a întrupat, dar Domnul Iisus este din veșnicie. După aceea, în versetul 24, tot din Ioan capitolul 17, spune așa. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci, să fim atenți la cuvintele acestea. Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Deci înseamnă că Domnul Iisus este înainte de întemeierea lumii. El este din veșnicie. Iar știm că atunci când Dumnezeu a creat pământul acesta, a creat și timpul, da? Pentru că în afara acestei dimensiuni, timpul este irelevant, este veșnicia. Iar Domnul Iisus vine din veșnicie pe acest pământ, da? El a existat întotdeauna. Aceste pasaje pe care le-am citit, aceste versete, ne spun clar că a existat o relație de iubire, părtășie și slavă împărtășită pe care Tatăl și Fiul au împărtășit-o înainte de crearea tuturor lucrurilor. Da? Numele Iisus nu a fost cunoscut ca numele cele de-a doua persoane a Trinității până când Îngerul Gavril nu i-a descoperit acest lucru Mariei. Da? Dar Domnul Iisus, Fiul Etern, a existat înainte ca să se descopere numele acesta. Da? Înainte de Betleem, Domnul Iisus
este creatorul tuturor lucrurilor. Ne spune în Ioan capitolul 1, extraordinar cum pune aici, bineînțeles, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, Ioan, atât de frumos despre Domnul Iisus Hristos, aici în Ioan capitolul 1, de la versetul 1 până la 3. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Deci, El a fost înaintea tuturor lucrurilor. El este creatorul din veșnicie. În Vechiul Testament, dacă ne uităm, Dumnezeu a apărut, sau Domnul Iisus apare ca Dumnezeu vizibil sub forma de Îngerul Domnului. Și există multe cazuri în Noul Testament în care se arată și oamenii au o întâlnire față în față cu Domnul. Dar El se arată ca Îngerul Domnului. Dar uităm în Geneza capitolul 16, Îngerul Domnului se arată lui Agar. În Geneza capitolul 18, acolo Dumnezeu îi se arată lui Avram. Dacă uităm în Iosua, capitolul 5, și mai sunt și multe alte texte, dar așa doar câteva dintre ele. În Iosua, capitolul 5, îi se arată acolo ca Domnul oștirilor. În Judecători, capitolul 6, îi se arată lui Gedeon. În Judecători, capitolul 13, îi se arată lui tatălui Samson. În Daniel, capitolul 3, ce vede acolo Nebucadnețar, când a aruncat în cuptor pe cei trei prieteni ai lui Daniel, spune, văd ca o a patra persoană care seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Da. În fiecare situație sunt folosite diferite titluri, dar în toate cazurile persoana este clar în mod menționată ca Domnul însuși, dar apare sub o formă umană. Deci Domnul Iisus este din veșnicie. Doar că acolo la Betlehem, la locul acela promis, se întrupează Dumnezeu. Da? Dinainte de crearea tuturor lucrurilor, planul lui Dumnezeu al veacurilor l-a inclus pe Domnul Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, versetul 20. Spune așa. El a fost cunoscut mai înainte de temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Efeseni capitolul 1 cu versetul 4 ne spune așa. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce în dragostea Lui și versetul 5 ne-a rânduit mai dinainte să fim înviați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Dar dacă El ne-a ales, spune, înainte de întemeierea lumii, înseamnă că Domnul Iisus există înainte de întemeierea lumii, da? El este Dumnezeu, El este din veșnicie. Și știind că Domnul Iisus este din veșnicie, ne arată câteva lucruri importante. Ne arată slava Domnului Iisus. Că El este mult mai mult decât un om. Ne arată dragostea Lui. Că El a lăsat slava cerului pentru noi. Da? S-a dezbrăcat de slava cerului și a venit să ia chip de om și să locuiască printre noi. Da? Și cum spune tot Ioan în capitolul 1, versetul 14, care este vorba, bineînțeles, despre Domnul Iisus. Și cuvântul despre care vorbea El în versetul 1, da? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava Lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ce ne mai arată lucrul acesta, faptul că Domnul Iisus este din veșnicie? Ne arată natura Domnului Iisus. Că El a adăugat natura Lui umană la divinitatea Lui. Da? A luat chip de om și a locuit printre noi. Ne arată înțelegerea Domnului Iisus. Că El rămâne
100% om și 100% Dumnezeu, dar pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. Și înțelege starea noastră. Aici, în textul acesta din Mica, avem promisiunea unui loc. Avem promisiunea unei persoane care vine în acel loc. Și avem promisiunea unui plan. Avem promisiunea despre un plan. Mica anticipat un timp în viitor care s-a împlinit parțial în exilul babilonian și întoarcerea sa. Dar, când Nebucadnețar a venit, a distrus templul construit de Solomon, a distrus Ierusalimul și pe unii evrei i-a dus în exil în Babilon. Da? Dar după 70 de ani se întorc din Babilon. Dar asta a fost împlinit parțial, da? Dar se va împlini cele de urmă necazul cel mare și restaurarea lui Israel. Dar în ambele epoci, Domnul părea îndepărtat de Israel, până când timpul restaurării este gata. După vremea încercării lui Israel, Domnul va restaura poporul său cu slavă. Conducător, Domnul Iisus Hristos, care a fost născut în Betleem, va îngriji cu blândețe de turma sa în puterea Domnului. Măreția Domnului Iisus, care s-a născut în Betleem, garantează statutul poporului său. De ce există poporul său? Ei trăiesc din cauza măreției sale, din cauza promisiunii sale. Nu doar că Domnul Iisus, care s-a născut la Betleem, aduce pace, El este pacea, cum spune în versetul 5. El va fi pacea noastră. Și după cum Pavel a scris în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 14, că El este pacea noastră. Nu doar că aduce pace, ci El este pace. Da? Pentru că El este Domnul păcii, după cum am văzut în Isaia. Am citit azi dimineața aceste versete din Isaia, capitolul 9, despre numele pe care îi sunt atribuite Domnului Iisus Hristos. Da? În versetul 7, nu? Isaia, capitolul 9, versetul 7. Nu, scuze, versetul 6, da? Căci un copil li s-a născut, un fiu li s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El nu doar că aduce pacea, El este pacea, El este Domnul păcii. Dar este pace în lume astăzi? Nu, vedem. Evident că nu, da? Dar până va fi pace în lume, și asta va fi când va veni Domnul Iisus a doua oară, când instaurează împărăția sa milenară, atunci va fi pace pe pământ. Dar până atunci, poți să ai pace în inimă. Și această pace o primești prin credința în Domnul Iisus când ești mântuit. Ai primit această pace? L-ai primit pe Domnul Iisus? Pentru că dacă îl primești pe Domnul Iisus, primești și pace. Da? Promisiunile lui Dumnezeu sunt minunate. El a primit promisiunea despre Betleem. Despre locul acesta. Da? A primit promisiunea despre Domnul Iisus Hristos că va veni și se va întrupa la Betleem și s-a întâmplat. Da? Și a împlinit promisiunea parțial despre planul său. Și de ce spun parțial? Pentru că acest plan a lui Dumnezeu, descris aici în textul acesta din Mica, capitolul 5, este încă în curs pentru Israel. Pentru că încă nu este pace în Israel, încă nu este pace în lume. Da? Dar va veni o zi când Domnul Iisus se va întoarce și va aduce pacea. Da? Va aduce pacea pe acest pământ care este măcinat de război. Încearcă oamenii, prin tot felul de tratate și tot felul de organizații, să aducă pacea în lume și e o iluzie. N-au reușit și nu vor reuși niciodată. Da? Ci pacea adevărată va veni atunci când vine Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este Domnul păcii. Și va fi pace pentru poporul său și pentru întreaga lume. Dar dacă ți-ai pus credința în Domnul Iisus și ești mântuit, primești pacea lui Dumnezeu.
Și astfel promisiunea lui Dumnezeu față de, de tine individual, față de oameni individual, este împlinită. Da? Pentru că odată ce l-ai primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta, primești pace. Pentru că odată ce El a venit în viața ta, El este Domnul păcii, ai pace. Și astfel promisiunea lui Dumnezeu pentru pace este împlinită față de mine, față de tine, față de cei care cred individual. Da? Nașterea Domnului Iisus Hristos, Crăciunul, sărbătoarea aceasta, este despre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Și am văzut că El a primit promisiuni. Da? El ce a promis despre prima venire a Domnului Iisus a împlinit. Și ce a promis despre a doua venire a Domnului Iisus va împlini. Este încă în curs. Da? Planul său promis aici pentru poporul Israel, pentru lume, este în curs. Da? Că El versetul 4 și prima parte a versetului 5 aici este promisiunea. Da? El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului Său. Vor locui liniștiți, căci El va fi proslăvit până la margine pământului. El va fi pacea noastră. Cum am zis, asta este promisiunea unui plan. Da? Că Domnul Iisus va aduce pace. Da? Acest plan este încă în curs, dar după cum am spus, individual, poți să ai pace. Da? Dacă îl primești pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta. L-ai primit pe Domnul Iisus? Dacă nu l-ai primit pe Domnul Iisus, te invit să-L primești pe Domnul Iisus ca să ai pace. Pentru că El este Domnul păcii. Și astfel promisiunea lui Dumnezeu față de tine individual se poate împlini. Pentru că dacă îl primești pe Domnul Iisus, primești pace. Vino astăzi la Domnul Iisus, cere Lui să te salveze, cere Lui să te mântuiască, cere Lui să vină în viața ta și El va face lucrul acesta. În Romani, capitolul 10, versetul 13, avem o promisiune extraordinară pe care o menționez aproape la sfârșitul fiecărui mesaj. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Iată promisiunea lui Dumnezeu. El o va împlini. Dacă chem numele Domnului, dacă cer Domnul Iisus să te mântuiască, să te salveze, să vină în viața ta, El va veni și îți va aduce pace, îți va aduce mântuire, îți va da viață veșnică. Pentru că Dumnezeu se ține de promisiune. Am văzut lucrul acesta în textul acesta. A promis, vedem promisiunea unui loc. Vedem promisiunea unei persoane. Lucruri care s-au împlinit. Și promisiunea unui plan care este parțial împlinit și este încă în curs pentru poporul său, dar pentru tine individual planul acesta de pace poate să fie împlinit. Pentru că dacă îl primești pe Domnul Iisus, care este Domnul păcii, poți să ai pace. Primește-L astăzi pe Domnul Iisus. Amin. Amin.